Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a Tabletei de Sănătate. Vom vorbi astăzi despre tuberculoză, care continuă să facă ravagii la nivel mondial, în ciuda tratamentelor tot mai inovative. Și eu am invitat pe doamna doctor Edith Simonaianu, și medic primar pneumolog și director medical al Spitalului Clinic Județean Mureș. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, vă mulțumesc și eu foarte, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și salut cu foarte mult drag telespectatorii. Într-adevăr, cum ați spus, tuberculoza este în continuare o problemă de sănătate publică, este o prioritate la nivel mondial, iar în România în continuare este o problemă de prioritate de sănătate publică la nivel național. Organizația Mondială a Sănătății a comunicat date din anul 2021, în care se vede că în continuare tuberculoza este foarte răspândită, peste 10,6 milioane de cazuri diagnosticate în fiecare an, iar incidența tuberculozei la nivel european este de 7,3 la 100 de mii de locuitori. Dacă vorbesc de România, că probabil o să mă întrebați de acest lucru. Da, cum este incidența. Exact. Europei, în continuare, să știți că România este printre țările fruntoașe în Europa de Est. Sigur că tuberculoza este în continuare în România cu o incidență foarte crescută, dar aș dori să precizez că din anul 2002, când incidența tuberculozei a fost de 142,2 la 100 de mii de locuitori, acum putem să spunem că a scăzut foarte mult și incidența tuberculozei în momentul de față, conform ultimelor date statistice, este de 37,3 la 100 de mii de locuitori. Vorbesc de incidența la nivel național. Județul Mureș, aș vrea să spun că este sub media la nivelul național, deci noi avem o incidență mai scăzută de 37,3 la 100 de mii de locuitori. Ca să înțeleagă și dragii telespectatori ce înseamnă această incidență, câte cazuri noi de tuberculoză se diagnostichează într-un an la 100 de mii de locuitori, acest indice, acest lucru înseamnă. Aș vrea să vorbiți puțin despre ce înseamnă de fapt tuberculoză, TBC-ul, și să le spuneți telespectatorilor dacă este o boală rușinoasă sau nu este o boală rușinoasă, dar de ce este privită așa? Da, tuberculoza, să știți că a fost diagnosticată așa de-a lungul secolelor, milenilor, aș putea să spun, destul de greu. Cine a descoperit tuberculoza a fost Robert Koch și, cum zic eu întotdeauna studenților, îi pomenim aproape în fiecare zi, să știți numele. De ce? Pentru că noi evidențiem tuberculoza datorită lui. Deci tuberculoza, practic, ca boală, a fost recunoscută la nivel mondial în 1882 cu această descoperire, după care, având în vedere că au reușit să evidențieze cine cauzează această boală, sigur că se reușește să se dea și un tratament corect, adecvat. Tuberculoza este înțeleasă, într-adevăr, și în societatea de azi, ca o boală rușinoasă. De aceea, să știți, sunt mari probleme la nivelul, mă rog, adresabilității populației către medicul de familie, ulterior, sigur, către medicul specialist pneumolog, pentru că lumea, deci, are această reticență de a se diagnostica tuberculoza pentru că este rușine. Îmi pierd locul de muncă, așa spun pacienții, sau sunt stigmatizat, nu mă primesc prietenii, sunt izolat în societate. Deci există în continuare această stigmatizare de boală a mizeriei, a boală a sărăciei. Dragi respectatori, vreau să vă dau ca un mesaj. Tuberculoza este o boală care nu este rușinoasă. Este o boală pe care putem, oricare dintre noi, să o dezvoltăm în condiții în care imunitatea noastră scade foarte mult. Aici, sigur că vorbesc de imunitatea celulară. Nu vreau să intru în detalii foarte profunde medicale, vreau ca telespectatorii să înțeleagă că tuberculoza tratată în timp util se vindecă și nu rămân leziuni foarte extinse, adică se vindecă fără complicații extensive și multiple. De aceea, rog pe toată lumea ca momentul în care simptomele pe care le are durează mai mult, simptomele respiratorii de 3 săptămâni, să se prezinte în primul rând la medicul de familie,
Sau, sigur, se poate prezenta și direct la medicul specialist pneumolog, având în vedere că noi avem o acoperire foarte bună din acest punct de vedere prin dispensarele de pneumoftiziologie care sunt teritoriale în județul Mureș. Aș vrea să-mi vorbiți, pentru că ați atins deja punctul acesta al simptomelor. Cum putem să ne dăm seama sau să ne suspectăm de TBC? Sau putem să ne dăm seama că cineva din familie are? Știu că se face TBC la noi în țară, e și TBC-ul la copii este foarte prezent. Așa este. Acum vorbim de localizarea cea mai frecventă a bolii, este localizarea pulmonară, pe care toată lumea o cunoaște. Aș dori să precizez, tuberculoza nu se localizează doar la nivel pulmonar, se localizează la nivelul tuturor organelor. Doar părul și unghiile nu sunt afectate de tuberculoză. Având în vedere acest lucru, sigur că primul rând ne gândim la simptomatologia respiratorie, respectiv tuse uscată, cu expectorație mucoasă, mucă purulentă, abundentă, chiar hemoptizie, adică sângerare, după aceea inapetență, scădere ponderală, transpirații profuze, astenie, toată lumea se plânge de oboseală extremă, care pacientul duce foarte mult timp pe picioare. Este o boală parșivă. Este o boală, cum spuneam eu, care în momentul în care ai descoperit-o s-ar putea să fie într-un stadiu foarte avansat. Pentru că populația foarte mult timp poartă boala pe picioare, zicem noi, ca să înțeleagă toată lumea acest lucru. Dacă ne referim la alte organe, atunci această simptomatologie apare în funcție de organul afectat. Și aici aș da doar un exemplu, aș da afectarea osteoarticulară, de exemplu, pentru că în această perioadă toată lumea are și simptomatologie osteoarticulară, dureri osoase. Deci tuberculoza, când vă spuneam, poate afecta și sistemul osos, poate afecta sistemul nervos, poate afecta ganglionii. Dar localizarea cea mai frecventă în continuare este cea pulmonară și de aceea în 85% din cazuri trebuie să fim atenți, cum ați menționat, la această simptomatologie dominantă respiratorie, atât la persoana în cauză, cât și la cei care locuiesc cu acea persoană sub același acoperiș, sau aș dori să precizez contactii de la serviciu, pentru că acolo suntem, contactii de la școală, de la licee, de la facultate, pentru că suntem expuși în acest mod, ne mai vorbind de căminele de bătrâni, ne mai vorbind de penitenciare și sigur că aș putea să continui foarte mult. Deci tot ce înseamnă grupuri mai mari, deci pot să fie contact, pardon, la acea persoană sursă, care poate să transmită boala la ceilalți care sunt în jurul lui. Vorbeați de cămine de bătrâni și de școli. Aș vrea să-mi spuneți care sunt factorii de risc ai TBC-ului. Deci, factorii de risc ai TBC-ului este o întrebare foarte bună. Noi, ca și medici, categorisim în două mari categorii. Avem factorii interni sau factorii legați de organismul omului, al pacientului, și avem factorii externi. N-aș dori să enumăr toți factorii, că sunt foarte mulți. Factorii interni înseamnă organismul tău, cum este, adică cum este imunitatea ta. Foarte mult se vorbește în ultima perioadă de partea aceasta de imunitate, de genetică, dar noi în tuberculoză dorim să aducem în atenție imunitatea aceasta celulară a organismului, care este deficitară. Și atunci aș dori să menționez toate bolile care duc la imunodeficiență. Aceste imunodeficiențe pot să fie imunodeficiențe congenitale, cu asta te-ai născut, imunodeficiențe dobândite, tratamente cronice, cum ar fi tratamentul cu cortizon, tratamentul cu citostatice, radioterapia, toate bolile cronice, diabet zaharat, hepatopatii cronice, malnutriție, bolile oncologice, deci tot ce înseamnă, tot ce duce la scăderea imunității, poate duce la reactivarea tuberculozei. Doresc să precizez că toată lumea care este în România, să știți, suntem infectați cu bacilul tuberculozei, dar infecția nu înseamnă boală. Deci boala apare doar dacă avem acești factori de risc legați de organismul omului, cum am menționat anterior. Nu apare la toată lumea. Deci dacă avem o imunitate bună, nu o să ne îmbolnăvim niciodată. Și să nu cumva să uit de stres. Stresul zilnic, alimentația aceasta dezordonată, deficitară, fuga tot timpul,
pe care o avem în ultima perioadă, pot să ducă ca o infecție latentă să se transforme în boală tuberculoasă. Legat de alți factori de risc, foarte cunoscuți și nocivi, sunt aceste dependențe, cum ar fi de tutun, alcool, de droguri, din nou, deci aviz și atenție în acest sens, care pot să ducă la transformarea infecției tuberculoase în boală tuberculoasă. Și dacă vorbim de factorii externi, atunci aș aduce aminte, sigur, războaiele, calamitățile naturale, incendiile, mă rog, ar putea să ducă la reactivarea tuberculozei, având în vedere condițiile aferente care nu sunt adecvate unui trai decent uman. Aș vrea să-mi spuneți dacă poluarea joacă un rol în infecția de TBC. Deci poluarea atmosferică, din nou precizez, poate să ducă la transformarea infecției tuberculoase în boală tuberculoasă. Sigur că aici trebuie să avem și alți factori, adică trebuie să fie niște factori aditivi, nu doar poluarea în sine, dar poluarea poate să ducă la o altă boală respiratorie și aceste boli respiratorii cronice, cum ar fi BPOC-ul sau fibrozele interstițiale, pot să ducă, cum menționam, la celelalte boli cronice, la transformarea infecției tuberculoase în boală tuberculoasă. Deci poluarea, sigur că este un semnal de alarmă, nu numai pentru tuberculoză, pentru toate bolile respiratorii și nu numai, deci practic afectează întreg organismul prin efectele secundare foarte nocive pe care le are. Deci, din nou, un semnal de alarmă și vă mulțumesc pentru întrebarea. Aș vrea să-mi spuneți, dacă poate greșesc, dar există un vaccin care se administrează copiilor în prima perioadă după naștere, BCG-ul, da, dacă are legătură cu protecția împotriva tuberculozei. Da. Din nou, o întrebare foarte utilă pentru telespectatori și mai ales pentru mamele, mă rog, viitoarele mame sau mamele care au născut deja. Este această vaccinare BCG care se face la nou născut în primele 2-7 zile, până la 7 zile. Sigur că și această vaccinare are contraindicații. Vaccinarea ce efect are? Nu are un efect absolut, adică nu înseamnă că acel copil, să zicem, nu se va îmbolnăvi niciodată de tuberculoză, dar dă protecție. Dă protecție în ce sens? Copilul respectiv sau adultul tânăr, pentru că aproximativ până pe la vârsta de 10-12 ani are efect acest vaccin împotriva tuberculozei, nu va face o formă gravă de tuberculoză. Deci, dragi gravide, aș putea să spun, vă rog să vă lăsați dacă nou născutul să fie vaccinat împotriva tuberculozei, pentru că nu va face o formă gravă de TBC. Deci, aceasta este protecția. Deci, recomand cu mare căldură, da, și cu cunoștințe medicale dovedite de-a lungul timpului că această vaccinare să se efectueze pentru ca să nu se transforme într-o formă severă de boală la copil și aici aș menționa mai ales meningita tuberculoasă. Din câte știu, BCG-ul face parte din schema obligatorie și gratuită de vaccinare. Așa este. Și doresc să precizez, totul este gratuit în România pentru, să zicem, diagnosticarea, tratamentul, profilaxia, prevenirea tuberculozei. Deci România trebuie să se mândrească cu acest lucru, pentru că nu în toate țările să există aceste posibilități de gratuitate. Deci, dragi telespectatori, să înțelegem o dată pentru totdeauna, să încercăm să diagnosticăm cât mai precoce boala tuberculoasă, ca să putem să o tratăm, să nu rămână sechele. Se poate trăi, cum zic eu la studenți, până la 100 de ani. Da? Dacă cineva a avut o formă de boală tuberculoasă care n-a fost o formă extinsă, poate să trăiască fără nicio problemă. Ideea este să o diagnosticăm cât mai precoce și să o tratăm cât mai precoce, în faza în care este, mă rog, vindecabilă. Este o boală vindecabilă și tratabilă. Aș vrea să-mi vorbiți puțin despre cum se pune diagnosticul. Da. Mergem la medicul de familie atunci când avem o suspiciune. Așa este. Când avem o suspiciune, cum spuneam, toată lumea merge cu partea de patologie respiratorie dominant. Este logic. În momentul în care ajungi la medicul de familie, sigur, medicul de familie va fi examinat din punct de vedere clinic, zicem noi. Ce înseamnă? Întrebăm pacientul despre simptomatologia pe care o are în momentul respectiv și pacientul ne va spune că are tuse uscată sau cu expectorație, cum vă spuneam mai înainte, de mai mult de 3 săptămâni,
că în ultima perioadă nu mai are poftă de mâncare, că a slăbit foarte mult în greutate, că noaptea are transpirații destul de intense, care deja ne îndrumă cu gândul că s-ar putea să fie o suspiciune de tuberculoză. Medicul de familie, sigur, va consulta, va face și un examen obiectiv, un examen fizical, îl numim noi din punct de vedere medical, în sensul că o să-l examineze. În tuberculoză vreau să precizez că la ascultație nu întotdeauna auzim cum știu pacienții că am pneumonie sau, cum zic ei, aprindere de plămâni. Nu dă asemenea simptomatologie, nu debutează întotdeauna sub forma acută, drastică, ca de exemplu o infecție gripală. O infecție gripală este cu un debut foarte zgomotos, este un debut acut, care, cum se spune, pune pacientul la pat direct. Tuberculoza nu. Tuberculoza, vă spuneam, se poartă foarte mult timp pe picioare. După ce medicul de familie ridică această suspiciune, se dă un bilet de trimitere către dispensarul de pneumoftiziologie, cum vă spuneam, teritorial. Deci dacă pacientul este din Târgu Mureș, se merge la dispensarul de pneumoftiziologie din Târgu Mureș, care este localizat pe strada Gheorghe Marinescu numărul 5, unde este și secția clinică pneumologie. Momentul în care se prezintă la medicul specialist pneumoftiziolog din dispensarul TBC, vă spuneam că metoda de evidențiere a tuberculozei este evidențierea bacilului Koch. Acest lucru se face printr-o examinare bacteriologică, adică pacientul îi se va recolta o spută, zicem noi, într-o cutiuță mică, care ulterior va fi prelucrată în laboratorul dispensarului de pneumoftiziologie și să vedem dacă se confirmă sau se infirmă evidențierea acestui bacil tuberculos. Dacă se confirmă, este normal, pacientul are tuberculoză, deja este confirmat din punct de vedere al diagnosticului bacteriologic și ulterior se va interna în secția clinică pneumologie pentru a i se administra un tratament antituberculos. Tratamentul antituberculos, precizez, nu se poate administra ambulator. Adică nu are cum să ceară pacientul să meargă doar la dispensar, acolo să-i se administreze. Și asta, în general, să știți, refuză pacientul. De asta un pic are reticență pacientul. Trebuie să se interneze pentru că are efecte adverse acest tratament și atunci noi, medicii, împreună cu personalul medical, sanitar, deci asistentele, supraveghem fiecare administrare, iar după ce vedem că pacientul suportă tratamentul și pacientul evoluează favorabil, dacă nu este o formă extensivă, minimum de asta în secția clinică pneumologie este de 2-3 săptămâni. Dacă rupe ce? Spuneți că sunt mulți care refuză să fie internați. Refuză să fie internați și pe acest motiv. Dacă pacientul refuză, pentru că sunt și asemenea situații, atunci medicul din dispensarul de pneumoftiziologie împreună cu asistentul medical va face această administrare supravegheată în cabinet. Dar vă zic, nu este recomandabil și nu am dorit ca telespectatorii să înțeleagă că acesta este modul de lucru. Ne dorim ca pacientul să se interneze pentru că noi trebuie să-i facem repetat și analize biologice, ce înseamnă recoltare de sânge pentru a vedea funcția organelor care ar putea să fie afectate de acest tratament, respectiv funcția hepatică, funcția renală, și, sigur, să prevenim aceste efecte adverse. Dar există și această modalitate de a administra tratamentul prima dată sub supraveghere, iar ulterior la domiciliu. Deci colegii mei din dispensarul de pneumoftiziologie se deplasează la domiciliu, iar în comunele, satele aferente, pentru că vă dați seama că nu se pot deplasa chiar peste tot, pentru că fiecare dispensar de pneumoftiziologie teritorial deservește o populație arondată de peste 50.000 de locuitori, ne ajută foarte mult asistenții sociali și asistenții comunitari. Dacă există asistent comunitar. Aș vrea să spuneți ce se întâmplă cu ce riscă cel care află diagnosticul și refuză să se interneze. Nu ce riscă din punct de vedere al legii, dacă riscă să își îmbolnăvească restul familiei, colegii. Ce riscă el, de fapt, dacă nu își face acest tratament? Deci, menționam, riscul este foarte mare de a răspândi boala, pentru că este o boală infectocontagioasă. Mă rog, pentru a te îmbolnăvi, minimum necesar de timp
Deci, ca o sursă contagioasă, te îmbolnăvească dacă tu nu ai tuberculoză de 2 săptămâni, deci asta sub același acoperiș cu cineva, deci mai ales membrii familiei, colegii de serviciu, cum vă spuneam, școlile penitenciare, cămine de bătrâni, deci sunt grupe de risc periclitate, pentru că persoana sursă, deci pacientul care este bolnav, este cel care este un grup de risc periclitant pentru restul persoanelor care intră în contact și nemai vorbind, dacă nu se internează și nu se tratează, atunci o tuberculoză drog sensibilă se poate transforma într-o tuberculoză drog rezistentă și acolo, să știți, nu avem așa un succes terapeutic în vindecarea acestor cazuri. Dacă în tuberculoza drog sensibilă, adică ce înseamnă drog sensibil, reacționează la tratamentul antituberculos care există în momentul de față și care este, încă o dată spun, gratuit, în tuberculoza drog rezistentă nu mai reacționează la tratamentul standard și va trebui să administrăm alte medicamente cu mult mai multe efecte adverse. Nemai vorbind de complicațiile care apar, vă spuneam, deci se poate ca tuberculoza respectivă să nu mai putem să o vindecăm și atunci vor fi eșecuri ale tratamentului, recăderi, recidive ale pacientului și practic pacientul se va transforma dintr-un pacient drog sensibil la început și care putea să fie vindecabil 100% sau 99,99% într-un pacient care va trebui să poarte tuberculoza toată viața, deci cu foarte multe cicluri din acestea de terapie medicamentoasă. Deci nu este recomandabil și să știți, cu ajutorul nostru, al medicilor, noi putem să avem un succes terapeutic foarte bun, pentru că Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, practic acest lucru îl prevede. Noi dorim succes terapeutic de peste 80% și pe care să știți că noi în România l-am obținut. În ultimii 20 de ani, noi avem un succes terapeutic de peste 80% la cazurile de tuberculoză. Aș vrea să spuneți care este grupa de risc, grupa unde apare cel mai mult această boală. Deci grupa de risc la care apare cel mai mult sunt persoanele, cum vă ziceam, imunodeficiente. Imunodeficiențele sunt de mai multe tipuri, pot să fie congenitale, pot să fie dobândite. Nu uităm de combinația HIV-SIDA tuberculoză, în continuare există. Acesta practic este un cuplu letal, acest cuplu de boală și întotdeauna cel care, să zicem, a fost diagnosticat cu tuberculoză, îi se cere acordul să se facă și testarea infecției HIV, mă rog, sau poate să fie chiar în stadiul SIDA. Noi avem o colaborare foarte bună cu colegii mei de la Clinica de Boli Infecțioase, nemai vorbind de diabetul zaharat, nemai vorbind de bolile oncologice care sunt într-o continuă creștere. Sigur că da, vorbesc de boli respiratorii, toate tipurile de boli respiratorii care sunt un factor de risc, cum ar fi BPOC-ul, cum ar fi astm bronșic mai puțin, dar se poate întâmpla și la această categorie, cum ar fi fibrozele interstițiale, cancerul bronhopulmonar, hepatopatiile cronice, ciroza hepatică, malnutriții, deci tot ce înseamnă boală cronică și aș mai dori să amintesc tratamentele oncologice, citostaticele, radioterapia, tratamentele imunosupresoare pentru bolile autoimune. Deci este tratamentele imunobiologice, din nou, să știți, poate să ducă la să fie un factor de risc pentru transformarea, cum vă spuneam, a infecției tuberculoase în boală tuberculoasă. Deci am putea să zicem foarte mult, practic aș putea să iau toate bolile, să știți, toate grupele de boli, să spun că există un risc foarte mare și că toți aceștia fac parte din grupul de risc de a dezvolta cândva tuberculoză, de aceea trebuie să monitorizăm cu mare atenție toți medicii de toate specialitățile. Atunci când se administrează tratamentul împotriva tuberculozei, trebuie să se oprească cealaltă medicație? Depinde. E o întrebare foarte bună și vă mulțumesc, pentru că la acest lucru trebuie să ne gândim. Există interacțiuni medicamentoase. Efectele adverse, să zic așa, mare, pentru că tratamentul antituberculos este un tratament foarte greu. De ce? Este de lungă durată și cu efecte adverse. Efecte hepatice, renale sunt cele mai dominante, dar poate să apară și altele. Fiecare medicament știm foarte bine care peste 10 cel puțin efecte adverse și atunci noi trebuie să vedem medicul de specialitate, nu cumva să scade eficiența tratamentului, să zic, pentru diabet datorită tratamentului antituberculos, se poate întâmpla. Sau nu cumva să scadă eficiența tratamentului anticoagulant, cum este un pacient anticoagulat cronic, tot așa datorită tratamentului antituberculos, sau, mă rog, tratamentul oncologic, acolo nici nu se face. Deci dacă un pacient este diagnosticat cu tuberculoză și, de exemplu, o boală oncologică, prima dată se face tratamentul antituberculos, după aceea se
continua tratamentul oncologic, pentru că se bat cap în cap, cum se spune, aceste tratamente și pacientul nici nu suportă. Dacă ne gândim, sunt tratamente foarte, foarte dure, cu multiple efecte adverse și atunci noi trebuie să cântărim pe cine tratăm prima dată. Tratăm tuberculoza sau boala oncologică. În schimb, o boală de tip hipertensiune arterială nu este o problemă. Deci se poate da și tratamentul pentru hipertensiune și tratamentul antituberculos. Deci întotdeauna trebuie să avem în vedere interacțiuni medicamentoase și încă o dată vă mulțumesc și transmit tuturor că trebuie să fim atenți noi medicii și să vedem când pacientul ne întreabă oare doamna doctor, avem interacțiuni medicamentoase, pentru că este un lucru foarte important pe care trebuie să-l avem toți în vedere și ne mai vorbind la ce oră se administrează. Pentru că mulți omit și acest aspect. Tratamentul antituberculos se administrează dimineață. Este recomandabil să-l administrăm dimineață, cum se spune, pe stomacul gol. De ce? Ca să aibă o absorpție și o concentrație maximă unde există, mă rog, replicarea bacilului tuberculozei. Este foarte greu. Vă zic sincer, este un tratament foarte greu, dar cu ajutorul nostru, al medicilor, al personalului medical, putem să avem un succes terapeutic, cum vă spuneam, de 80%. Adică pacientul poate să suporte tratamentul. Nu este o problemă în acest sens. După ce face acest tratament, se consideră pacientul vindecat în totalitate? Vindecat în totalitate cu restituție ad integrum, așa se spune, adică cu, să nu se vadă absolut nimic, nu se poate, nu se poate. Leziunile vor rămâne, se vor vedea. De exemplu, eu fiind medic pneumolog, pe o radiografie toracică pe care o efectuez întotdeauna la acești pacienți, este obligatoriu să vedem din punct de vedere imagistic, o să văd care leziune sechelare. Oriunde în lumea aceasta va merge. Și oricine o să-l consulte un medic de altă specialitate și o să-i facă o radiografie toracică sau un CT toracic, o să-și dea seama că acest pacient a avut cândva tuberculoză. Asta nu înseamnă că este bolnav. Asta înseamnă că s-a vindecat sechelar. Dar sechelele trebuie să fie cât mai puține, adică să nu fie foarte extensive. Se vindecă ca o cicatrice. Trebuie să ne închipuim boala tuberculoasă ca o leziune, da? Care e o leziune ca o rană, o inflamație, care ulterior sub tratament se retrage și se face o cicatrice. Telespectatorii probabil, fiecare am avut câte o rană la nivelul pielii și vedem cum se cicatrizează. Sigur că pielea se reface în totalitate. La nivel pulmonar, leziunile cauzate de tuberculoză nu se vor reface în totalitate. Doar la copii, să știți, o veste bună că la copii, dacă se descoperă în timp util, acolo putem să avem această restituție totală și refacere totală, pentru că plămânul încă este în creștere până la vârsta de 8-9 ani și acolo o să vedem așa o restituție ca și în pneumonie, cum zicem. Adică nu se mai vede absolut nimic după tratamentul adecvat. Ați avut o campanie de screening. Aș vrea să-mi vorbiți și despre ea, care au fost concluziile la care ați ajuns, care a fost grupa țintă. Deci chiar mă bucur să știți că am ocazia în această emisiune să promovez acest proiect de screening la nivelul județului Mureș. Sigur că este al doilea screening, să știți, efectuat într-un timp foarte scurt. Noi acest proiect l-am desfășurat noi, spitalul nostru, Spitalul Clinic Județean Mureș, împreună cu un partener norvegian și cu un ONG. Deci am câștigat proiectul în 2021. Și am avut, atunci am depus și l-am câștigat în 2021, în decembrie am pornit, cum se spune, proiectul. Ce titlu a avut acest proiect? Îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin accesul populației vulnerabile, subliniez vulnerabile, inclusiv romi din județul Mureș, în depistarea cât mai precoce a două boli cu prioritare de sănătate publică, tuberculoză și COVID. În perioada respectivă încă era plină pandemie COVID. De aceea se intitulează acest lucru. Deci noi am dorit prin acest proiect să screenăm populația săracă, populația din mediul rural, populația care nu are acces, cum se spune, la asistență medicală, nici măcar primară, pentru că nu în toate locurile, în toate comunele și satele sunt medici de familie, deși populația dominantă a județului Mureș este în comune și sate. Și noi am venit cumva în ajutorul acestor persoane, inclusiv în ajutorul romilor. Am screenat 1000 de persoane și doresc pe această cale să mulțumesc întregii echipe. N-aș putea să înșir pe toată lumea, vă spun sincer, pentru că aș omite și s-ar supăra. M-am mai repetat acest lucru. Deci a fost un proiect la care au participat foarte mulți. Inclusiv am făcut campanii de educație medicală.
de promovare a ceea ce înseamnă cele două boli, tuberculoza și COVID-ul. Am educat peste 30 de medici, peste 30 de asistenți sociali, asistenți comunitari, a ceea ce înseamnă prevenirea acestei boli, a ceea ce înseamnă diagnosticarea celor două boli și, sigur, tratamentul. Și nemai vorbind, succesul nostru înseamnă că am reușit să efectuăm într-o perioadă scurtă să scrinăm 1000 de persoane în zonele defavorizate, marginalizate. Aceasta înseamnă populație săracă, vă zic, romi, din nou, pentru că ei sunt cumva stigmatizați, nici nu au acces, nu au medic de familie, nu au card de sănătate și noi am venit în întâmpinarea lor. Practic, cu autoutilitară, colegii mei, echipa medicală, medicul asistent, s-a deplasat la fața locului și a făcut aceste testări bacteriologice. S-a făcut testarea bacteriologică printr-o metodă genetică, deci prin metoda GenExpert, care este o metodă foarte rapidă de evidențiere a bacilului tuberculozei. Practic, noi în 2 ore avem rezultatul dacă acel pacient este bolnav de TBC și în același timp avem și rezultatul dacă este rezistent la rifampicină. Asta dorește să știți pe viitor Organizația Mondială a Sănătății și noi prin Ministerul Sănătății, prin Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, ne dorim să introducem această metodă genetică numită GenExpert de evidențiere rapidă a tuberculozei, pentru că atunci am putea să-i descoperim în foarte repede, să-i diagnosticăm, să-i tratăm și să-i izolăm. Și noi am reușit acest lucru. Ca rezultat al campaniei, din cele 1000 de persoane scrinate, am avut 13 persoane care s-au diagnosticat cu COVID și 3 persoane cu tuberculoză. Aceste persoane deja sunt pe tratament și am reușit toți contactii și, practic, noi am reușit să facem în același timp și campanie de informare, de educație, inclusiv a persoanelor și a contactilor, a familiilor aferente. Adică a fost o campanie, zic eu, de succes. Avem foarte multe date, încercăm să le prelucrăm. Datele, sigur, statistice vor parveni și Institutului de Pneumologie Marius Neasa din București, pentru că el este forul nostru superior la nivelul acestui program național de prevenire, control și supraveghere a tuberculozei și, sigur, vom da datele și DSP-urilor, Direcțiilor de Sănătate Publică. A fost greu să-i convingeți să vină să li se facă screening? Eu personal nu am participat. Eu am participat doar la început și am participat doar la campania de informare, adică a asistenților medicali comunitari, dar echipa medicală ne-a dat vești pozitive în sensul că populația a fost foarte, foarte deschisă să participe și, sigur, aici ne-au susținut primăriile, asistenții sociali comunitari, deci am avut o deschidere foarte largă și mulțumesc tuturor care au participat ca să putem să ducem la bun sfârșit un proiect de această anvergură. Adică chiar ne mândrim că județul Mureș a reușit să facă acest lucru și mulțumesc, sigur, și partenerului norvegian. Credeți că dacă acest screening ar fi permanent, program de screening, ar ajuta? Da, este o întrebare, să știți, ați pus punctul pe ei, cum se spune. Va ușura munca, va reduce-o, de fapt. Exact, să știți, ne-ar ajuta foarte mult și cum vă spuneam. Deci avem populația săracă, trebuie să ne gândim la ei. Nu au acces la transportul în comun, nu au posibilitatea să ajungă, cum se zice, la oraș. Deci pe noi ne-a ajutat foarte mult să depistăm în timp util și să facem acea profilaxie care ne-o dorim din tot sufletul, să știți, toți medicii și toți cei care lucrăm și nu numai medici, tot personalul medico-sanitar. Deci ar fi extraordinar, dar necesită fonduri. Și aici sigur că am avut accesul și, mă rog, susținerea partenerului norvegian. Spuneți că oricine care se consideră suspect de TBC și merge la medicul de familie și îi confirmă faptul că s-ar putea să aibă TBC, poate să-și facă un set de analize gratuite. Da. Așa este. Deci se poate sau trebuie să aștepte încă o lună, două, cum e? Deci lista de așteptare la analizele de sânge, să zicem. Nu, haideți să clarificăm. Deci ceea ce se face gratuit în cadrul acestui program național de prevenire, supraveghere, control al tuberculozei este examenul bacteriologic din spută sau alt produs patologic, depinde de organul care este suspectat a fi afectat de tuberculoză, de exemplu lichid osteoarticular, mă rog, nu vreau să intru în detalii foarte profunde, și radiografie și imagistică. Atât este gratuit. Analizele medicale le facem ulterior, analizele biologice, de să nu se înțeleagă. Acum toată lumea vine și ne cere ca pe faptul că este suspect de tuberculoză să ne ceară să facem analize biologice. Nu. Exclus. Deci analiza bacteriologică și radiografia toracică este gratuită la început. Ulterior,
dacă este diagnosticat tuberculoză, totul este gratuit. Prin internare, sigur, în spital, adică în secția clinică pneumologie și monitorizare pe toată perioada administrării tratamentului. Deci nu toată lumea. Spuneați că necesită o internare de 2-3 săptămâni. După aceea, atunci rămâi internat în spital, ai concediu medical. După aceea trebuie să îți continui tratamentul și dacă se poate administra în timp ce tu îți continui activitatea. Da, păi, pe toată perioada tratamentului, pacientul beneficiază de concediu medical dacă face parte din câmpul muncii, adică dacă lucrează. Dacă pacientul nu lucrează, putem să-l ajutăm într-o anumită formă, dacă are, să zicem, câțiva ani lucrați, respectiv 15 ani, dacă bine știu, putem să-i facem o formă de pensionare de boală, să știți. Deci foarte mult ajută, să știți, România și ca stat și Ministerul Sănătății foarte mult și prin programele acestea de sănătate ne ajutăm foarte mult pacientul și în acest sens. Deci pacientul pe toată perioada tratamentului va sta la domiciliu, dacă se poate externa, dacă este în starea respectivă, își va lua tratamentul sub strictă supraveghere, pentru că dacă merge, dacă să zicem nu mai este internat în spital, dar o să meargă un asistent medical sau rugăm pe cineva din familie, pentru că de multe ori, să știți, și membrii familiei stau efectiv lângă pacient să vadă, să-și ia toată doza de medicamente. De ce? O să mă întrebați de ce trebuie această strictă supraveghere. Trebuie pentru că sunt foarte multe comprimate. Adică se calculează pe kilogram corp și dacă o persoană are 70 de kilograme, atunci, având în vedere că se iau minimum 4 tipuri de antituberculoase, să zicem, calculăm la 3, deja sunt 12 comprimate, ceea ce este destul de mult. Cu vitamina B6 asociată, deja sunt 13. Chiar îmi zic și colegii mei, nici noi, să știți, și noi luăm foarte greu medicamente, adică iei foarte greu una, două, trei comprimate, dar mi-te să iei în fiecare dimineață 12 și să mai ai și tratamentul asociat bolilor cronice. Și de aceea este important ca cineva să stea acolo lângă tine, cumva să te susțină, să poți să-ți iei tratamentul, pentru că este un tratament dificil. Dar vă ziceam să nu deraiezi de la subiect, pe toată perioada aceasta pacientul beneficiază de concediu medical plătit 100% și dacă există în antecedente o perioadă în care a lucrat, noi putem să-l ajutăm să-l pensionăm de invaliditate. Și ulterior, după ce se vindecă boala, este și normal că se va reinsera social. Adică nu înseamnă că e stigmatizat și nu mai lucrezi niciodată. Pentru că am auzit și asemenea afirmații. Lucrez la bancă, să dau un exemplu, și acolo nu mă mai primește înapoi pentru că am avut tuberculoză. Exclus. Transmit tuturor. Vă rog frumos să nu faceți acest lucru. Pacientul, prin Constituție, da? Prin Constituția României, are drepturi. Are și obligații, dar are drepturi de a fi reinserat social după ce s-a vindecat și nu mai este contagios și nu mai transmite boala. Ce se poate face după ce ești considerat sănătos? Să te duci, nu știu, la mare, să te duci la munte. Dimpotrivă, să nu faci boi sărate sau... Nu are nicio contraindicație. Deci să știți, boala odată vindecată și odată stabilizată nu are, mă rog, contraindicații. Sigur că trebuie respectată. Să nu fumezi, să nu consumi alcool excesiv, să nu te droghezi, să ai grijă să-ți iei tratamentele pentru bolile cronice. Acestea lucruri trebuie să le cunoaștem. Dar lucruri legate de întărirea organismului, cum ar fi expunerea la soare ulterior sau a te duce la munte sau să faci sporturi, nu este contraindicat. Sigur, totul cu măsură, ca de obicei, în orice situație. După ce ești considerat vindecat, nu mai trebuie să iei niciun tratament, dar trebuie să-ți faci analize la o anumită distanță? Da, bună întrebare. Nu trebuie făcute analize, numai dacă din nou reapare simptomatologia. Pentru că, vă ziceam, dacă boala nu se tratează în timp util, poate să rămână cu sechele foarte mari și atunci boala poate să reapară, adică să facă o recidivă de boală. Dar așa, să monitorizăm pe termen mai lung după ce a fost scos din evidență, așa se numește, scos din evidența dispensarului de pneumofiziologie teritorial, nu este necesară o monitorizare nici imagistică, nici bacteriologică, doar dacă, precizez, apare din nou simptomatologia aferentă unei suspiciuni de recidive de tuberculoză. Aș vrea să vorbiți puțin și despre cei care nu se tratează. Unde poate duce tuberculoza netratată? Este în continuare o boală fatală? Da, bună întrebare. Deci este în continuare, să știți, o boală cu mortalitate crescută. Vă spuneam de incidență, acum vă spun de mortalitate. Dacă în 2002
mortalitatea era de 10,6% de mii de locuitori. Acum, în 2021, pentru că acestea sunt datele cele mai proaspete pe care le am, mă rog, de la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, a scăzut la 3,5% de mii de locuitori. Dar, în continuare, este o boală care duce, poate să aibă, mă rog, un final infaust, adică cu deces. Deci, aviz. Aviz celor care nu se tratează. Sunt și tratamente chirurgicale ale TBC-ului. Asta e la atunci când nu a fost cel medicamentos cu succes. Cu succes, da. Sunt și tratamente chirurgicale, dar ca pacientul să fie chirurgicalizat trebuie să îndeplinească anumite condiții, adică criterii de chirurgicalizare. Tot așa, dacă este într-un stadiu foarte avansat, vă dați seama că nu putem să-l chirurgicalizăm. Momentul în care ești propus pentru operație, dacă nu ești urgență majoră, cum ar fi o hemoptizie mare, ce înseamnă hemoptizie mare, că varsă sânge, am putea să spunem scuipă, dar ca o vărsătură, deci într-o cantitate foarte mare, este urgență medico-chirurgicală sau este acumulare de aer la nivel pulmonar într-o cantitate mare, acestea se pot rezolva chirurgical. Sau sunt situații în care, mă rog, în tuberculoza multidrog rezistentă, în care degeaba îi dăm tratament medicamentos, necesită îndepărtarea leziunii respective pentru că altfel nu putem să o tratăm. Și atunci intervine aici chirurgia. Dar pacientul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru a putea fi chirurgicalizat. M-am uitat și eu pe statistici și am văzut că afectați de TBC sunt mult mai mult persoanele de sex masculin. Dacă e așa? Așa este. Deci dominanța... Și există și o cauză? Dominanța în continuare este a bărbaților într-un procent de 56,1%, poate că nu chiar așa, și 38,7% la femei. Sigur că aici sunt viciile, deci de care vă spuneam. Este consumul mai mare de alcool la persoane de sex masculin, fumatul este mai intensiv, a crescut și la femei, sigur, fumatul în ultima perioadă. Nemai vorbind, bărbații știți cu navetismul, mă rog, deci din cauza aceasta am putea să spunem, deci grupa aceea adultă, tânără, între 25 și 49 de ani, care muncește, care are aceste vicii, este de predominant de sex masculin. Femeile sunt mai, se controlează mai bine, să zic, din punctul ăsta de vedere și parcă nu au atâtea vicii ca și persoanele de sex masculin. Aș vrea să-mi dați câteva sfaturi de prevenție, în afară de a ne lăsa de fumat, care e evident, și a consuma alcool cu moderație, ce mai putem face? Deci, un regim alimentar bogat, pentru că trebuie să ne legăm și de acest regim, bogat în vitamine, săruri minerale, sigur, călirea organismului prin expunerea razele solare, dar să nu fie cu raze ultraviolete, să fim atenți și la ce avertismente ni se dau, cu evitarea stresului, dacă se poate, da? Să avem un somn foarte bun. Aș vrea să bun. Ne dați o rețetă la asta, cu la evitarea stresului. La evitarea stresului, să știți că nici eu nu știu, deci aștept și eu rețeta aceea bombă universală care se va descoperi și atunci o să fim o populație foarte fericită și nestresată sau putem să avem un stres pozitiv. Deci în viață sunt două tipuri de stresuri, deci nu dorim stresurile negative, dorim stresurile pozitive. Să dea Dumnezeu la toată lumea să fie așa, doresc la toți telespectatorii și nouă, sigur, aici care suntem prezenți. Călirea organismului, deci prin vacanțe, pentru că este important să ne și relaxăm, este important să ne și întărim și, sigur, tratarea bolilor cronice. Da? Este foarte important toate bolile cronice să fie ținute sub control, să lucrăm, cum se spune, cu toți specialiștii. Și un alt lucru, deci toți specialiștii, indiferent de ce specialitate au, să încerce, da, să trimită cât mai repede la medicul specialist pneumolog și împreună să lucrăm în cazul extrapulmonar, adică diabetolog, cardiolog, reumatolog, pentru că toți suntem invocați în această luptă împotriva tuberculozei. Acum, asta nu ține de populație, deci populația să aibă tot ce înseamnă o viață normală, o viață sănătoasă și aici includ absolut tot. Alimentație, somn, este foarte important, totul să fie echilibrat. Și acum cu evitarea stresului nu mai zic. Și evitarea factorilor de risc, deci consumul de alcool, consumul de, mă rog, de tutun, țigară electronică, aviz tinerilor, da, și droguri. Trebuie să amintesc și de aceste droguri care, vă dați seama că acum sunt un flagel foarte nociv. Vă întreb dacă vă doriți, bănuiesc că vă doriți sau aveți în plan să mai faceți o asemenea campanie. Deocamdată legat de partea de tuberculoză, eu zic că noi stăm foarte bine și aș dori să menționez aici că am mai avut un proiect
s-a terminat anul trecut. Acest proiect a fost POCU, desfășurat de către Institutul de Pneumologie Marius Neamț, tot pe screening s-a desfășurat, a venit caravana. Deci cred că pot să zic în momentul de față că populația județului Mureș, din punct de vedere al tuberculozei, este super screenată. În schimb, ne dorim altă campanie de screenare pentru că avem nevoie, să știți, în foarte multe alte afecțiuni cronice, mă refer la partea de oncologie, la partea de boli cronice, metabolice, deci acolo sigur că ne dorim. Eu, ca pneumolog, în momentul de față, îmi doresc mai mult pe partea oncologică. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru toate lămuririle pe care ni le-ați dat. Vă mai aștept pe la noi, vă urez succes. Mulțumesc încă o dată. Și fără stres. Și fără stres. Tuturor, mulțumim frumos, mulțumesc și eu. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!